Bună ziua și bine v-am găsit! Azi la școala de televiziune Dicție.ro vorbim despre zodii. Un român dintre ei consideră horoscopul o metodă eficientă ca să se pregătească pentru ce îi se va întâmpla peste zi. De altfel, asta crede un sfert din populația globului. Și nu de ieri, ci de mii de ani. Atenție! Astrologia, pseudoștiința care stă la baza zodiilor, nu trebuie confundată cu astronomia, care se referă la mișcarea soarelui și a planetelor. Fiecare lună a anului ia guvernantă de o zodie, așa că începem cu Fecioară. Planetele spun că e rost de prietenie. Poate apare cineva care vrea să fie în preajma voastră sau care vă place în secret. Balanță. E ceva ce trebuie să încheiați și nu ați reușit din cauza ce nu ține neapărat de voi, dar azi nimic nu vă stă în cale. Scorpion. Aici planetele transmit ceva legat de bani, de pușculiță mai exact. Puteți să vă cumpărați cam ce vreți voi. Săgetător. Azi vă puneți la treabă intelectul ca să obțineți ceva. Astrele spun că e vorba despre o provocare, poate un test sau un concurs. Vă ținem pumnii să reușiți. Capricorn. Aici e cu avertisment. Astrele spun să verificați dacă nu cumva ați uitat să faceți ceva ce trebuie rezolvat. Vărsător. La fel e și la voi, doar că e ceva legat de acte. Să nu cumva să fi pierdut carnetul de note pe undeva. Ia verificați. Pești. Faceți ședință cu părinții sau cu prietenii ca să luați decizii despre cum să vă fie mai bine în viitor. Asta le spun să-i ascultați și pe ceilalți. Berbec. Se pare că aveți de făcut un drum undeva ca să vă înscrieți la ceva. O fi un curs nou sau poate lecții de dans, e oricum ceva ce vă doriți. Taur. Se pare că vă cam place să cheltuiți. Nu-i nimic rău în asta, dar astrele vă șoptesc să mai faceți și economii. Gemeni. Astrele vă recomandă să fiți sinceri azi. Rac. Sunteți omul priceput la momentul potrivit. Cineva vă cere părerea despre ceva și o să aveți o idee strălucitoare. Leu. Vă scrie ceva și faceți o schimbare ca să scăpați de stres. Cine e regele? Cine? Încheiem ediția de azi aici, dar nu uitați că indiferent ce spun astrele, noi suntem stăpânii propriului destin, așa că nimeni nu e neschimbat. Să faceți alegeri bune. Eu sunt Iustina, numai bine. Pe curând!